17 cetățeni japonezi vor fi depoi mâine pentru o săptămână orădeni. Lucrul acesta mi se pare extraordinar într-o lume a globalizării, dar care încearcă din răzputeri să își păstreze identitățile culturale locale. Vă întrebați poate ce caută acești japonezi în Oradea. Ei bine, au venit pe de o parte să ne arate cine sunt ei, dar eu cred că cel mai important au venit și vin, de fapt, să vadă la noi acasă cine suntem noi. E adevărat, au mai existat contacte culturale între Oradea și, dacă nu mă înșel, Hiroshima, atât la nivelul primăriilor din aceste orașe, cât și la, între artiștii orădeni și cei japonezi. În această privință, domnul Ștefan Tăt a avut o experiență de fotografii în Hiroshima, iar artiști japonezi au expus fotografii în Oradea. Lucrul acesta este bun și constituie o experiență care ne va ajuta în ceea ce vrem să facem. Să revenim însă la ce se va întâmpla de vineri încolo. Această experiență se va consuma într-un regim homestay, adică fiecare japonez va fi oaspetele unei familii de orădeni. Familiile gazdă au fost recrutate din rândul cunoștințelor, voluntarilor, familiilor, colegilor, persoane entuziasmate și dornice de o asemenea experiență. Ele nu au niciun fel de obligații, ci doar le oferă oaspeților șansa de a se integra în sânul unei familii românești. Nu este însă vorba de un oaspete solemn, ci intenția noastră este ca, efectiv, fiecare japonez să devină un membru obișnuit al familiei de români. Gazdele nu își vor modifica programul zilnic și nici comportamentul pe timpul acestei săptămâni. Ei vor rămâne la fel de banal și de firești ca în orice altă zi. Altfel spus, proiectul nu are nimic protocolar, nimic de vitrină. Cunoașterea ca punte între cele două culturi sper să se realizeze prin gesturi și acțiuni care să rămână în cotidian, într-o realitate neformală, neforțată. Cei 17 japonezi sunt membri ai Institutului Lex Hippo Family Club, Institute for Language Experience, Experiment and Exchange. Totul pornește de la ideea unui ilustru lingvist, Noam Chomsky, care spune un lucru pe cât de normal, pe atât de ciudat. Nu există limbi străine. Există doar limbi ale unor comunități, human languages, care pot fi învățate nu din manuale, ci prin contactul nemijlocit cu oamenii care vorbesc o limbă sau alta de pe imensa suprafață a globului. A învăța o limbă înseamnă a cunoaște oamenii, înseamnă a lăsa dicționarul în favoarea contactului interpersonal. Nu este întâmplător interesul japonezilor pentru acest mod de a învăța o limbă. Prin tradiție, Japonia a practicat o izolare de sute de ani, iar acum Japonia este ceea ce este tocmai datorită unei deschideri fabuloase către experiențele exemplare ale lumii. Vreau să vă spun că lucrurile sunt pregătite, familiile orădenilor îi așteaptă pe japonezi, așteaptă să se îmbogățească cu un nou membru, iar noi suntem aici și pentru că aș fi încântată să găsesc în presa din Oradea un partener în acest proiect.